Bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune, Fotoliul cu Ghimbi. Suntem aici, în studioul Capital TV, televiziunea pe bună. Invitat pe final de an, un an foarte greu, un an istovitor, aș putea spune, cel puțin pentru sistemul medical românesc, dar nu numai pentru el, pentru că a fost o adevărată nebunie în spitalele din țară, cel puțin în ultima vreme. Îl avem ca invitat pe domnul Radu Budaie, managerul Spitalului Municipal Dr. Alexandru Simionescu din municipiul Hunedoara. Bună ziua, bun venit în studioul Capital TV. Bună ziua, bine v-am găsit. Un spital, de fapt, cu domnul manager al Spitalului Hunedoara am mai stat de vorbă și înainte, când nu era pandemia. Am aflat despre investițiile făcute în spitalul din Hunedoara, despre noua secție de dializă, despre cum ați dotat spitalul și așa mai departe. Spitalul ăsta a evoluat de la an la an în ultimii 4 ani de zile. Ajungând în acest moment, spital COVID. Spital COVID, iar la momentul în care a fost declarat spital COVID, atât primarul cât și locuitorii municipiului Hunedoara au fost ușor nemulțumiți de faptul acesta, pentru că în Hunedoara există o mulțime de lume care are și alte boli, în afară de virusul ăsta, nici nu mai știu cum să zic, SARS-CoV, nu știu cât, coronavirus și așa mai departe. Dar, pe de altă parte, nici nu știu cum să calific eu chestia asta cu numirea sau decretarea Spitalului Municipal Dr. Alexandru Simionescu din Hunedoara drept spital exclusiv COVID. O fi un, iată pe fundal avem și sunetul unei ambulanțe, o fi un semn al recunoașterii meritelor dumneavoastră a echipei de acolo de la spital, sau o fi o chestie politică pur și simplu? Că m-am întrebat care o fi adevărul. Acum asta cu recunoașterea meritelor este cât se poate de clară. Dar pe de altă parte politică, dacă se poate să închidem luminatorul, să nu mai auzim ambulanța. Da, îmi place să cred, și chiar îmi place să cred lucrul ăsta, că este o recunoaștere al meritelor spitalului nostru, pe bună dreptate. Nu cred că este o decizie politică, nu cred că cineva poate să se joace cu viața și cu sănătatea hunedorenilor pentru o decizie politică. Nu, eu cred că spitalul nostru a făcut față în toate scenariile posibile în acest an greu încercat pentru sistemul de sănătate, în scenariul de spital suport, în scenariul de spital curat, când spitalul Deva era carantinat, însă, iată, și în scenariul de suport spital COVID. Cred că asta este justificarea și îmi place să cred că asta este. Spuneați despre emisiunile anterioare acestui an, în care discutam despre investiții, discutam oarecum despre lucruri mult mai plăcute. Da, pe lângă dializă, eu aș spune, în primul rând, mai ales în contextul actual al pandemiei COVID, aș spune reabilitarea secției ATI. Am terminat-o acum un an jumătate, 2 ani și iată că am avut noroc. Ne-a prins cu o secție, pandemia ne-a prins cu o secție dotată, reabilitată în întregime, cu medici dedicați și eu cred că secția de terapie intensivă de la Spitalul Hunedoara a fost cea care a făcut, printre secțiile care au făcut diferență. Aveți acolo aparate de ventilație, aveți tot ce trebuie, care mă gândesc că sunt cuplate la sursa de energie așa cum trebuie, nu ca la unde a fost evenimentul la Piatra Neamț. Unde a fost. Da. Acum știți cum este, evenimente neplăcute se pot întâmpla oriunde. Noi încercăm să luăm toate măsurile în spitalul nostru ca ele să nu se întâmple și încercăm să fim preventivi și prevăzători și să respectăm toate normele. Însă să știți că există momente în care există o presiune a internărilor foarte mare, adică suplimentezi cu un pat, cu două, cu cinci, fiindcă ai bolnavi și trebuie să faci ceva cu bolnavii respectivi. Și supra-solicitând instalațiile, da, există un risc. Noi suntem atenți și sperăm că nu o să întâmple niciodată la Hunedoara ce s-a întâmplat, din nefericire, la Piatra Neamț.
Este o tragedie mare ce s-a întâmplat acolo. De acord cu dumneavoastră. Dar, fiind spital COVID, în acest moment, care e gradul de ocupare al spitalului din Hunedoara? A mai scăzut? În momentul de față, noi avem 484 de paturi în relație contractuală cu Casa de Sănătate. Acum, în clipa în care vorbim, sunt ocupate 150 de paturi cu pacienți confirmați COVID. Deci aveți 150 de exact, pacienți COVID. Exact. Dar niciodată nu o să putem, trebuie să agreăm lucrul ăsta, să-l înțelegem toți, niciodată nu o să poată, în scenariul de spital COVID, nu o să putem merge în limita maximă a paturilor din spital, fiindcă pe fiecare etaj al spitalului trebuie delimitate foarte clar zona verde administrativă și zona în care personalul lucrează sau stă, până când intră pe zona roșie la COVID. Între cele două zone sunt porți de contaminare, sunt lucruri care fac ca personalul nostru să nu se contamineze și să putem lucra așa cum cer până la urmă normele legale. Aveți circuitele foarte bine puse la punct. Le avem. Spitalul este foarte bine construit. Este un spital construit în 1968, dar foarte bine gândit. Și iată că, deși a fost construit atât de mult, face față foarte bine și în scenariul de pandemie COVID. Sunt circuite foarte bine delimitate. Este adevărat cu un cost, costul pierderii unor saloane și unor zone, ceea ce ne face să nu mergem în capacitatea maximă. Însă, din punct de vedere al circuitelor, da, ne putem organiza foarte bine. Am înțeles. Ați avut și cazuri în care personalul medical s-a infectat? Sigur că da, am avut cazuri pe multe secții. Din anchetele epidemiologice a rezultat o varietate de cauze. Au fost și cauze pe care colegii medici epidemiologi spun că sunt cauze de infectare internă din spital, dar foarte multe dintre ele sunt cauze comunitare, adică personalul medical s-a infectat acasă sau în comunitate și a venit ulterior și a dus la colegul din secție sau, mă rog, la colegi. Domnul Budai, nu pot să nu vă întreb lucrul ăsta. În contextul acestei pandemii COVID am observat că alte spitale din județ fac angajări masive. La dumneavoastră cum e? Angajări, să știți că din punctul nostru și al nostru de vedere trebuie făcute și vă spun de ce. Este o ecuație simplă. În tot anul 2020 au fost pensionări, au fost plecări din sistemul de sănătate pe vari motive. Cum vă spuneam, pensionare, plecat în străinătate, cazuri medicale și altele. Până acum, o perioadă, nu se puteau face angajări, se puteau face doar angajări pe perioada determinată. Perioada determinată. Și atunci, da, trebuia suplinit cumva. Trebuia făcute angajări, de acord cu acest lucru. Nu poți, mai ales în scenariul de spital COVID, în care personalul medical stă 4, 6, 8 ore în combinezon, trebuie asigurate turele și trebuie asigurat personal îndestulător, tocmai pentru calitatea actului medical. Am înțeles. Ce alte investiții s-au făcut în această perioadă? Mă întrebați de paturile de la ATI. Da, să avem 20 de paturi la ATI. Toate paturile sunt dublate de un ventilator, adică toate sunt dotate cu ventilator. Este un lucru mare. Fiecare? Adică fiecare. Aveți 20 de ventilatoare acolo? Da, fiecare. Este un lucru mare și lucrul ăsta mare, pe care noi l-am putut realiza anul acesta, se datorează mai multor cauze sau mai multor surse. Primăria Hunedoara a achiziționat pentru noi 4 ventilatoare. Am început cu 7 pandemia, de aici trebuie să plecăm. Am cumpărat noi din fonduri proprii încă 2, o fundație națională, fundația Mereu Aproape, sper că pot să-i spun numele, fiindcă a făcut un gest minunat pentru spitalul nostru. Ne-a mai dotat cu 4 ventilatoare. Am primit de la Crucea Roșie, am primit de la încă un sponsor și așa, încetul cu încetul, am reușit să asigurăm ventilatorul și patul pentru secția de terapie intensivă. Da, spuneți-mi, la noastră, ventilarea se face cu mască sau... Se poate face și. Invaziv sau non-invaziv? Da, asta este termenul la care eu nu mă pricep. Se face și cu mască, se face și, dacă este cazul, cu toate că intubarea pacienților COVID, din ceea ce văd pe cifre și din ceea ce discut zilnic cu medicii de la terapie intensivă, este o ultimă soluție.
domni și doamnele doctori de la terapie intensivă nu trec la intubarea pacientului decât ca și ultimă soluție, fiindcă rata de supraviețuire la detubare este mică și este mică în toată lumea, nu doar în România sau în Hunedoara. Deci acea intubare invazivă. Da, rata la detubare. În momentul în care puțin pacienți cu coronavirus care sunt intubați la detubare supraviețuiesc. Și de asta vă spuneam și spun medicii ateiști, intubarea este ultima soluție. Soluția de avarie care nu întotdeauna funcționează sau funcționează până la un moment dat. Da. Cât de mult a afectat populația Hunedoarei și nu numai declararea noastră ca spital COVID? Foarte mult. Din punctul de vedere al spitalului, lucrurile noi le așezăm. Nu este un secret și cred că toată lumea înțelege și a înțeles în anul acesta, în anul pandemic, să-i spun așa, că spitalul Hunedoara este un spital serios și poate să facă față în diferitele scenarii. Nu discut din punct de vedere al spitalului. Noi facem față în orice scenariu. Însă nu pot să nu mă gândesc, suntem Spitalul Municipal Hunedoara, ținem de administrația hunedoreană și până la urmă trebuie să deservim populația Hunedoarei în primul rând. Și nu pot să nu văd disconfortul și problemele pe care le cauzează celor din Hunedoara, mai ales celor vârstnici care au multe boli, declararea noastră ca spital COVID. Pentru a mai nuanța în sensul bun această decizie, am cerut noi ca ambulatoriu, ca policlinica să rămână deschisă tocmai pentru a primi acolo parte din adresabilitate dintre pacienți. Și e deschisă? Este deschis. Ambulatoriu este deschis. Îmi spuneau colegii din spital că suntem puține spitale COVID care au decis să mențină ambulatoriu deschis. Soluția asta am ales-o tocmai pentru a mai îndulci, să spun așa, din efectele declarării noastre ca spital COVID. Da, Doamne ferește, mă scuzați că vă întreb, nu știu, vine în timpul rece, acum a venit deja, se cade un bătrân pe stradă, își rupe un, Doamne ferește, o mână, un picior, el unde se duce în momentul ăla? Ambulanța, toate cazurile sunt direcționate către spitalele suport din jurul Hunedoarei. Deci Deva, Hațe, Gorăștie, da, spitalele, celelalte spitale suport. Este un disconfort major pe care noi îl simțim și pe care în discuția cu pacienții, cu cetățenii, îl vedem zi de zi. Acum, suntem la final de an și cred că trebuie să fim, chiar dacă a fost un an greu, trebuie să fim pozitivi, să avem un optimism. Până la urmă, cred că asta ne face să mergem mai departe. Cred că am avut discuții și cu Prefectura și cu Direcția de Sănătate Publică Hunedoara și din discuțiile pe care le-am avut, toți am agreat ideea că în momentul în care vârful infectărilor sau valul de infectări va începe să scadă și două, trei spitale mai mici vor reuși să-și pună niște locuri la ATI în plus, noi ca spital să fim scoși din spital COVID, să fim reintroduși în categoria spitalelor suport. Tocmai pentru a putea face servicii medicale pentru toată gama de pacienți. Nu vrem să ieșim din COVID, nici nu s-a pus în discuție lucrul ăsta. Însă solicitarea noastră este de a redeveni spital suport, tocmai pentru ca cetățenii Hunedoarei să nu mai fie nevoiți să vină la alte spitale. Din ce simțiți noastră, cum merge treaba în momentul ăsta? Cum e curată infectărilor? Mai înainte am primit pe telefon rezultatul testărilor de astăzi și îmi întărește ceea ce cred de o perioadă, din ce văd și ca număr de pozitivări din numărul de testați și ca număr de paturi ocupate în spitalul nostru, care este spital COVID, tendința este de a scădea, este un fenomen favorabil și în raportările acestea sunt inclusiv cei care sunt infectați și se negativează ulterior? Nu, în raportări sunt... Sau doar teste noi? Sunt pacienți noi. Nu discutăm de retestări. Uh-huh. Discutăm de pacient nou care a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus.
Dacă la un moment dat rata de infectare acum o lună era destul de mare, în ultima perioadă, și este ultima perioadă, vorbesc deja de o săptămână, 10 zile, este vizibil în scădere, cel puțin în Hunedoara, și lucrul ăsta este îmbucurător pentru toți. Cum primisesem un mesaj în timp ce vorbeam cu noastră, de asta mă uitam pe el. Vreau să vă întreb următorul lucru. Cum credeți, sau ce credeți că se va întâmpla după ce vor trece sărbătorile de iarnă? Credeți că vom asista din nou la o creștere a numărului de infectări? Aici cred că ține foarte mult de responsabilitatea noastră a tuturor. Dacă nu vom respecta regulile, da, este un lucru clar, este un lucru evident că după anul nou rata infectărilor din nou va crește. Dacă toți vom fi și vom fi responsabili, ăsta este termenul, și vom respecta măsurile minimale de a nu ne strânge foarte mulți la petreceri de sărbători, cu toate că probabil că după un an greu toată lumea ne dorim. Eu nu știu dacă știți de ce vă întreb lucrul ăsta, iar vă întreb. De curând am fost în municipiul Hunedoara, seara, 20-30-21, am fost să văd Iluminatul Festival Hunedoarei, celebru deja, care am înțeles că s-a și făcut la un preț destul de scăzut. Da, mă rog, asta nu aveți dumneavoastră de unde să știți. Ideea e că am trecut prin oraș și m-am simțit într-un film așa, într-un film, în care vedeam un oraș frumos luminat, festiv, da, de sărbători, dar nu era nimeni pe stradă. La ora 20-30-21. Erau câțiva oameni în jurul unui supermarket, mai trecea cât un om când și când pe stradă. Da, este... Eu cred că este o dovadă de responsabilitate de a încerca toți. Până la urmă, efortul să fie comun din partea tuturor. Pentru a reuși să trecem peste această pandemie. Altfel nu se poate. În ideea în care reușiți să redeveniți spital suport, în ideea în care se termină odată cu coronavirusul ăsta și lucrurile își reintră încetul cu încetul normal, pentru 2021, ce v-ați dori pentru spitalul municipal, dr. Alexandru Simionescu din Hunedoara? Să știți că avem o mulțime de planuri pentru 2021, dar nici nu vreau să mă gândesc. În primul rând îmi doresc să trecem cu bine toți și sănătoși peste această pandemie. Lucrurile de viitor și de substanță o să meargă de la sine. Avem un buget de investiții din nou bun, din care vom putea să facem niște lucruri frumoase la anul. Avem în vedere secția de gastroenterologie, unde vrem să facem investiții care să ne ducă la nivel de clinică, și nu glumesc. Dar spuneți la un moment dat că v-ați dorit transformarea lui în clinică universitară. Oare dumneavoastră v-ați spus? Nu am spus așa ceva, fiindcă noi, lăsând la o parte gluma, noi, chiar dacă suntem un spital bun pentru condiția noastră, nu uităm că suntem un spital municipal și nu trebuie să... e bine să tindem și tindem întotdeauna spre mai bine, dar trebuie să ne știm condiția. E, și ce? Ar strica? Nu ar strica, dar... Având în vedere, nu știu, că sunt oameni competenți acolo, medici, competenție, personal. Este adevărat. Formați o echipă bine pusă la punct. Corpul medical de la Hunedoara, nu degeaba, în decursul multor ani în urmă a fost căutat, este un corp medical recunoscut, aproape toate specialitățile, și da, ar merita cu prisosință. Bun, și atunci revenim. V-ați dori secția asta sau secție de gastroenterologie? Da, vrem să refacem unitatea de primire urgențe. Este... Da, vechea dumneavoastră este, durere. Este un lucru pe care eu mi-l asum, este un lucru pe care n-am reușit să-l realizăm în cei 4 ani. E normal, de ce n-ați reușit să-l realizați cel puțin în ultimul an, nu? Da, nu caut scuze, este o investiție care implică mulți bani, nu am reușit, am tot căutat, până la urmă, asta este realitatea, am tot căutat soluții externe de finanțare, să le spun așa, europene sau guvernamentale, de a nu
dedica banii noștri sau administrații publice locale în această investiție. Din păcate, nu au fost. Nu au fost axe. Nici axe pe fonduri europene, nici bani guvernamentali. La un moment dat ne legasem de o speranță, acum vreo 2 ani, și acum țin minte, era ministru domnul Bodog inițial, după aceea am continuat discuția și cu doamna ministru Pintea, în care erau niște bani pentru UPU-urile spitalelor județene. Noi fiind UPU, chiar dacă suntem spital municipal, am crezut că putem găsi o breșă. Am fost cu domnul primar la minister, ambii miniștri au chemat juriști, au chemat pe cei care se ocupau de proiectul respectiv și din păcate ne-au spus clar, asta este, sunteți UPU sau aveți UPU în cadrul spitalului, dar sunteți spital municipal și nu vă încadrați. Ca atare n-am putut să facem, să accesăm axa respectivă și am avut în ultimul an, mai ales în ultima perioadă, am avut cu domnul primar o serie de discuții în care mi-a spus franc, domnul primar este un tip direct, așa, mi-a spus, ok, nu găsim axe de finanțare, o să punem bani. Nu mai așteptăm, punem bani și de la primărie, punem bani și de la spital și o să o facem cu fondurile noastre. Și o să o facem. Și o să o faceți. Sunt convins de asta. Până la urmă, altceva ce ar mai fi? Ce v-ați mai dori în 2021? Îmi doresc pentru colegii mei, în primul rând. Îmi doresc să rămână sănătoși. Mă uit, bineînțeles că fiecare pozitivare, să-i spun așa, dintre testările pe care le facem în spitalul nostru, fiecare pozitivare îți dă un sentiment de supărare, să-i spun așa. Însă când văd rezultatul testelor, mă uit repede să văd dintre personalul medical și am o strângere de inimă, fiindcă știu la ce se expun, știu fiecare dintre ei au familie, au bătrâni, au părinți acasă și știu riscurile care se expun, tocmai stând într-un mediu în care lucrează. Și când văd că se pozitivează, am un sentiment accentuat de tristețe. Sunt cazuri. Este inevitabil, probabil. Mă uitam și la spitalele din jur și la toate spitalele. Sunt cazuri. Este inevitabil de a te putea proteja într-un spital COVID sau suport COVID, cât timp nu te poți proteja în comunitate, unde riscul teoretic este mult mai mic. Îmi doresc pentru ei să rămână sănătoși. Am avut și tragedii, le pot spune așa, în spital, colegi care s-au îmbolnăvit cu noul coronavirus și nu mai sunt. Dumneavoastră nu sunteți medic, sunteți managerul spitalului, dar ați fost pe secțiile cu COVID-ul, unde sunt cazurile grave, i-ați văzut? V-a marcat în vreun anume fel? Ne puteți povesti ceva anume din chestia asta? Am fost de două ori. Am fost în vară și în primăvară. După aceea am vrut să mai intru recent și medicii de la boli infecțioase mi-au spus nu este... Sunt riscuri la echipare, la deschipare. Nu, efectiv, nu m-am lăsat să mai intru. Am înțeles. Dar din ce ați văzut atunci? Da, am văzut, am și văzut, dar am vorbit la telefon cu persoane cunoscute pe care... Asta mi s-a întâmplat și mie. Care erau internate în spital la noi și sunt niște amintiri strani, ciudate. Vorbeam astăzi normal cu persoana respectivă și mâine nu mai era. Adică evoluția bolii era atât de agresivă într-un timp atât de scurt, probabil de neînțeles pentru foarte multă lume și pentru medici este de neînțeles câteodată. Organismele umane reacționează diferit unele față de celelalte. Unii sunt mai rezistenți, alții sunt mai puțin rezistenți. Oricum, de multe ori, ceea ce s-a întâmplat în acest episod, serial de dreptul COVID și nu e un serial de groază, ne lasă de cele mai multe ori cu nu știu, gura căscată, ne lasă mască. Da, sunt fel de cazuri au fost și în spitalul nostru și vă pot da extremele lor, sau care îmi vine acum în minte, pacient de 86 de ani, sigur, nu greșesc, fiindcă știu exact, de undeva dintr-un sat de lângă Călan, pozitiv, formă severă, intubat, detubat, și acum este bine sănătos acasă. Doamne ajută. 86 de ani. Sau pacienți cu
cu boli grave, boli incurabile, care au trecut ușor prin boală. Și reversul medaliei sunt pacienți tineri, 40 de ani, fără nicio altă boală, cel fără puțin cunoscute, comorbidități, sau cel puțin cunoscute, și care nu... N-au rezistat. Bun, dar acum, repet, nu sunteți medic, dar am auzit tot felul de povești că fumătorii, de exemplu, sunt mai puțin expuși la... Le-a spus bine, sunt povești. Deci aud povești pe care unii le înghit. Din punct de vedere medical, în momentul când un studiu este fundamentat, putem discuta despre el. Și un studiu este fundamentat după o perioadă de cercetări. Da. Restul rămân la stadiu, așa cum le spuneați dumneavoastră, de povești. Am înțeles. Sau am mai auzit că, sau am înțeles că virusul ăsta pe unii afectează inclusiv neurologic. Da. Sunt afecțiuni neurologice post-COVID. Da. Asta pot să vă spun inclusiv în spitalul nostru. Știu cazuri, știu două persoane care chiar sunt cunoscute, care au rămas cu probleme neurologice după infectarea cu coronavirus. Neurologice în sensul că, nu știu dacă depresia e neurologică, dar unii dintre ei rămân în depresii, alții se comportă foarte ciudat ulterior. Cazurile pe care le cunosc și pe care vă spuneam sunt post-COVID, sunt dificultăți de a ține echilibru, de a merge. Dar mă zic că cineva vrea să meargă în dreapta și o ia în stânga, chestii de coordonare. Nu chiar atât de mult, însă de păstrarea echilibrului, da, am văzut, știu două cazuri la noi în spital și oameni pe care îi cunosc. Deci, repet, de la organism la organism, așa, dar nu-i de joacă, pentru că nu-i de joacă cu chestia asta. Cine n-a înțeles lucrul ăsta până acum, ar fi bine să-l înțeleagă de acum înainte. Cât de mult v-a sprijinit primăria, pentru că stăți într-un anume fel în subordinea ei? Foarte mult, aș putea spune exclusiv. Glumeam cu colegii mei din comitetul director al spitalului și practic noi avem, și practic și teoretic de fapt, avem două puncte de sprijin. Este echipa medicală care face servicii și în relația contractuală cu casa și vin bani de la Casa de Sănătate și este primăria Hunedoara, primarul Dan Băuțanu, care ne-a sprijinit necondiționat. Sunt doi poli de sprijin ai nostru. Noi alte surse de finanțare nu avem. Păi, normal că nu aveți de unde, de altundeva, decât eventual accesarea de fonduri pe nu știu ce proiect. Evident, au fost accesate și din punctul nostru de vedere și al spitalului și al primării au fost accesați bani și guvernamentali și bani europeni. Însă mă gândeam la bani veniți de la Consiliul Județean sau de la alte entități. Noi nu am primit. Nu, Buda, nu sunteți un tip, eu așa vă cunosc, cu foarte mult bun simț, dar de data asta o să vă rog să faceți rabat de la el și să răspundeți sincer la întrebare. Este populația, cel puțin cea din zonă, pregătită ca mentalitate să pună în aplicare aceste măsuri de prevenire a răspândirii virusului? Pentru că, de ce spun lucrul ăsta? Citisem un studiu că suntem pe locul nu știu cât în Europa la consum de săpun și de pastă de dinți, că suntem nu știu cum și așa mai departe. Una din condițiile esențiale este grija față de tine însuți prin spălat, prin igienă, prin tot felul de lucruri de genul ăsta. Că mă gândesc că nu toată lumea stă nas în nas și strănută unul altuia în față. Da, probabil dumneavoastră aveți niște date din studii, nu citise. Din punctul meu de vedere și discutând pe eșantionul, să-l numesc așa, Hunedoara, municipiul Hunedoara, eu cred că da. Și vă spun de ce. Sunt responsabil. În ultima vreme, mai ales în toamna acestui an, în care toată lumea a văzut că se îngroașă glumă, din toate punctele de vedere, cazuri severe, foarte mulți ajuns în spital, foarte mulți ajuns în ATI. Dacă ne plimbăm prin oraș, o să vedeți că quasi totalitatea oamenilor poartă mască și o poartă corect. Excepții mai sunt întotdeauna. Dacă mergeți la un market, o să vedeți că oamenii încearcă să stea distanțați. Poate nu reușesc întotdeauna, dar să știți că încearcă.
Eu cred că da, oamenii au căpătat, mai ales în ultima perioadă, eu așa simt, o responsabilitate. Au văzut că nu este de glumă cu virusul, au văzut că sunt convins că fiecare a avut pe cineva drag sau un cunoscut care a ajuns în spital sau la terapie intensivă. Și da, eu cred că nivelul de responsabilitate a crescut. Nu, același lucru s-a întâmplat zilele trecute la mall-ul de la supermarketul, de la intrarea din Deva. Văzusem niște fotografii pe rețelele de socializare. Erau îngrămădiți oamenii în ei, dar pe intrarea spre alimente, ca oile, ca să spun așa. Da, probabil, acum nu vreau să caut scuze, dar probabil că este perioada cumpărăturilor de sărbători. Da, mai sunt și magazine de cartier. Și în care lucrurile elementare pentru sărbătoria de iarnă le cam poți cumpăra de oriunde. Mă rog, românul merge pe principiu, mă duc acolo și cumpăr tot. Nu mai umblu și după aia și după aia. Dar, mă rog, asta este cu totul și cu totul altă poveste. Credeți că 2021 va fi mai bun decât 2020? Îmi doresc. Îmi doresc din tot sufletul. Îmi doresc pentru pacienți, îmi doresc pentru colegii mei din spital. A fost un an epuizant pentru ei, pentru cei din prima linie. Și, în primul rând, mă gândesc la secțiile care au fost în prima linie de la început. Restul spitalului, bineînțeles că și ei au muncit, că i-au preluat munca celorlalți care au făcut-o pe patologia non-COVID, dar sunt cel puțin 4 secții în spitalul nostru care sunt implicate în lupta împotriva coronavirus de la început. Boli infecțioase, pneumologie, ATI și unitate de primire urgențe. Dar îmi doresc pentru ei, fiindcă în ritmul ăsta este infernal. Nu știu, vă spun sincer, câteodată mă gândeam cum rezistă. Atâtea ore în combinezon, și dacă mă refer aici la cei din UPU, mai ales în perioada în care spitalul Deva era carantinat, în care era coadă efectiv de ambulanțe la noi și era un singur medic urgentist pe tură, că atâția sunt în spitalul Hunedoara, sunt 5. Sincer, nu știu cum au făcut față și admir pentru asta. Mulțumesc. Nu mă putea ce să spun. Ce le transmiteți pe final de emisiune celor care s-au uitat la noi? Mesajul meu aș vrea de data asta să aibă două direcții. În primul rând, aș vrea să un cuvânt de mângâiere pentru cei care au pierdut în acest an cu acest virus nenorocit pe cineva drag și sunt convins că foarte mulți dintre dumneavoastră ați pierdut pe cineva drag sau pe cineva cunoscut. Și în al doilea rând ar fi un cuvânt, l-aș numi speranță pentru anul viitor, fiindcă speranța ne face pe toți să fim mai buni și să mergem înainte cu încredere. Și să ne ajute Dumnezeu ca 2021 să fie anul în care scăpăm definitiv de acest virus nenorocit. Mulțumim pentru prezența în emisiune. Vă dorim în primul rând sănătate și să aveți grijă de oamenii care ajung acolo. Vă mulțumesc mult de tot. Stimați respectatori, Radu Buda e manager Spitalul Municipal Dr. Alexandru Simionescu din Hunedoara, un spital recunoscut pentru profesionalismul medicilor care muncesc acolo. A fost invitat la Fotoliu cu Ghim, sunt Adrian Simon. Vă mulțumesc tuturor pentru atenția acordată. Rămâneți în continuare cu noi. Numai bine.